Politica de coeziune a Uniunii Europene, investiții în regiunile și orașele dumneavoastră. Situația economică și socială diferă considerabil între cele 274 de regiuni ale Uniunii Europene. Politica de coeziune a Uniunii Europene vizează în principal reducerea acestor diferențe prin promovarea creșterii economice, a creării de locuri de muncă și a competitivității. În ultimii 5 ani, această politică a creat peste 600.000 de locuri de muncă. A investit în instruirea a peste 15 milioane de persoane anual, sporindu-le astfel șansele de angajare. A cofinanțat construirea a 25.000 de kilometri de drumuri și 1.800 kilometri de cale ferată. A asigurat furnizarea de apă potabilă pentru 3 milioane de persoane. A investit în 200.000 de întreprinderi mici și mijlocii și în 61.000 de proiecte de cercetare. Aceste cifre continuă să crească pe măsură ce proiectele demarate în ultimii 5 ani produc noi rezultate. Toate acestea au fost posibile datorită Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului de Coeziune și Fondului Social European, care reprezintă împreună o treime din bugetul Uniunii Europene. Investițiile politicii de coeziune sunt coordonate la rândul lor de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și vin în completarea altor surse de finanțare din partea Uniunii. Politica de coeziune este revizuită de instituțiile Uniunii o dată la 7 ani, înainte de implementarea la nivelul statelor membre și al regiunilor. În forma sa cea mai recentă, finalizată în 2013 și implementată în 2014, politica este menită să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. În perioada 2014-2020, investițiile politice de coeziune se vor concentra pe mai puține domenii cheie. Acestea sunt cercetarea și inovarea, agenda digitală, sprijinirea IMM-urilor, economia cu emisii reduse de carbon, locurile de muncă și mobilitatea, o educație și o administrație publică mai bună. Noua politică se va investi și mai mult în oameni, consolidând Fondul Social European, acordând o importanță sporită incluziunii sociale și abordând problema șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, colaborarea regională transfrontalieră va fi facilitată printr-o finanțare crescută a cooperării teritoriale. Pentru a garanta cheltuirea inteligentă a banilor, politica de coeziune se axează acum și mai mult pe obiective și rezultate, cu un accent sporit pe evaluare și stimulente pentru proiectele eficace. Prin proceduri simplificate și norme armonizate, politica de coeziune revizuită urmărește să pună în valoare fiecare regiune, sporind competitivitatea și impulsionând creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Comunicarea rezultatelor obținute prin investițiile politice de coeziune a Uniunii este esențială pentru ca proiectele de succes să poată fi recunoscute, iar cetățenii europeni să înțeleagă exact cum sunt cheltuiți banii lor.